Sălăjenii au profitat din plin de vremea frumoasă, dar și de perioada liberă a sărbătorilor pascale și s-au mutat la iarbă verde în afara orașului, în poiana Meseșului spre satul Treznea. Familii cu copii mici, tineri și vârstnici s-au bucurat ieri în jurul orelor amiezii de un bine meritat picnic asezonat cu nelipsitele grătare. Aceștia s-au instalat cu mese, pături și șezlonguri și chiar s-au delectat cu activități specifice, de la citit și plajă până la fotbal sau plimbări în natură. Atmosfera a fost întreținută cu muzică din mașini, iar pe la orele 14 încă mai erau sălăjeni care își căutau un loc să se instaleze.